Redeschiderea activității operei de stat din Iași în edificiul istoric care în fine, după 7 ani de schede la Iași s-a redeschis, este un moment îmbucurător, este o rază de lumină în pustietatea culturală care s-a năpădit în țara noastră și eu doresc din tot sufletul succes operei din Iași, succes ambițioasei, energicei directoare Crancea și îmi doresc ca să revină calitatea, nivelul, dar și cantitatea repertorială a operei din Iași pe timpurile în care Radu Botez, plecat de aici, de la opera de stat din Timișoara la Iași, primul director muzical al operei din Iași, pe vremuri, acest spirit de curiozitate, de tinerețe, de interes, de interes ambițios și, mă repet, de mare calitate să revină. O zi bună, o zi frumoasă pentru toți iubitorii de cultură din țara noastră, succes și public numeros în activitatea viitoare a îndrăgitei și respectabilei opere de stat din Iași.